Primarul Cosmin Andrei semnează astăzi ordinul de începere a lucrărilor de demolare a structurii de beton de lângă parcul Mihai Eminescu, din spatele Nova Apa Serv. Jungla urbană dispare. Acest schelet stă așa, schelet de beton stă așa de la sfârșitul anilor 80. Autoritățile n-au mai reușit să facă absolut nimic aici. Din incompetență, din prostie, din neștiință. Și am ajuns la o stare de degradare mai mult decât avansată. Lucrările au valoare de aproape 200.000 de lei, vor fi făcute de demolare făcută de o firmă din Cluj. Au trecut cele 60 de zile de proiectare a lucrărilor și de obținerea tuturor avizelor, pentru că acolo avem parcul Mihai Eminescu, sediul Nova Apa Serv este lipit aproape de acest schelet. Aici este Palatul Justiției, iar în spate este Inspectoratul de Stat în Construcții. Și a fost nevoie de multe avize. Va fi interesant ce groapă va rămâne aici. În prima fază va fi amenajată o parcare. Și atât, urmând ca după aia să vadă dacă se poate construi o parcare supraetajată.